Un material care a devenit viral pe rețelele sociale prezintă situația șocantă a unui tânăr născut cu sindrom alcoolic din cauza mamei care a băut tot timpul sarcinii. M-am născut alcoolic când mama era însărcinată cu mine, a băut în draci. Unii bebeluși nu supraviețuiesc în astfel de situații, dar eu am supraviețuit. Alcoolul mi-a împiedicat creierul să se dezvolte. Adulții au enzime care descompun alcoolul, dar bebelușii nu le au încă. Creierul meu este ca o nucă stafidită. Când o nucă este frumoasă, îi se văd bine toate liniile care se conectează unele cu altele, dar la mine conexiunile astea se intersectează urât. Din cauza asta, stau foarte prost cu memoria. Dacă trebuie să fac duș la 7 dimineața și primesc un SMS, uit să mai fac duș. Gătitul este un dezastru, nu mă descurc cu 3 oale pe foc în același timp. Nu țin minte nici parolele, nici pinul bancar, nici numele oamenilor. Am crescut într-o familie adoptivă. Am ajuns la părinții mei adoptivi când aveam 3 săptămâni. Aveau deja 2 fii. Sunt niște bomboane de oameni. Au fost lângă mine și la bine și la greu și am făcut multe prostii. Am furat din casă. Persoanele care suferă de SAF au conștiința subdezvoltată și nu realizează consecințele acțiunilor lor. Pot înjura pe cineva până îl distrug. Mi-ar plăcea să am un job permanent, o relație, dar oare este realist? În prezent nu am o iubită, dar mi-ar plăcea. Este complicat, abia mă descurc singur, dar dacă voi primi în continuare sprijin și în consiliere, o să evoluez. Sper că Dumnezeu are pregătit și pentru mine ceva frumos. A mai transmis tânărul.